You're not so here. Who are you? Who are you? I'm a journalist. Who are you? Call no. police. Call police now. Call police now. Call police. Call police now. Call police. 112. Okay. Call police. Who are you? I'm a journalist. Who are you? Television. Okay, give me your fee, your badge. No. Call police acum. 112. Deci cine sunteți dumneavoastră de ați venit aici să mințiți? Bună seara, sunt senator Diana Iovanovi-Șoșoacă și vă cer ajutorul. Este la mine în cabinetul de avocat o echipă care spune că este de la Rai 1 și care a dorit o filmare cu mine și mă amenință în propria mea, în propriul meu cabinet. Aș dori să vină o echipă de poliție pentru că vreau să știu și eu cine sunt acești oameni care au venit. Deci am nevoie acum de o echipă de poliție pentru că mă simt amenințat aici. Send me out. Who are you? I'm a journalist. You already know who am I. Nimic. You already Strada... know. Don't want to stay here. And you cannot keep Interphone. No, 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 it's not about what the fucking care. No, you told me we have to answer 3 questions. I started. No, you filmed anything else, and you didn't want to take an interview because you wanted here to make a scandal. No, and I know Rai 1. So, madam, deci, doamne, noi ce am vorbit aici? Doamnă, dumneavoastră... Că sunt trei întrebări. Da, doamnă, vă rog frumos. Deci în momentul ăsta deja vorbiți cu un senator al României, da? Da, spuneți, vă rog frumos, da, vă aud. Da, am nevoie Strada... O echipă de la Rai 1 care, așa zice că e de la Rai 1, însă m-a înșelat efectiv. Vă rog frumos, am nevoie aici să-i legitimați că nu știu cine sunt, au intrat în cabinetul meu. Eu chiamo l'ambasciata italiana. Sì, perfetto. Ok. Am nevoie de cineva. Vreau să-mi arătați legitimațiile, vă rog frumos. Vreau să vă identificați. I want to identify you because I don't know who are you. This is your... No, no, no. It's my office. So you have to legitimate. I have to identify you. I sent you. No, I didn't. I didn't. I have this kind of... Da, dă-i drumul, te rog frumos, lui Alex. Da. Nu. Câte persoane sunt acolo adunate în cabinet care... Sunt... Salut, Alex. Da. Da, lasă-o să iasă. Lasă-o în pace să iasă. Deci o doamnă a și fugit, nu știu, vă rog frumos, please go there because I know to identify you, I don't know who are you. I don't know who are you. Doamna because you have a you have a este cabinetul meu, este proprietatea mea. Mi-ați spus că faceți un interviu, nu că vă bateți joc de mine. Doamna, iar eu nu vă permit, nu. Am nevoie de poliție, vă rog frumos. Because 1 2 3 4 5 6 7 una a fugit. Nu a vrut să se legitimeze. Aproximativ 600 persoane. Da. Vine un echipaj. Mulțumesc frumos. Nu. Deci, doamnă, haideți să vă spun ceva. Eu nu sunt bătaia dumneavoastră de joc și al lui Rai 1. Da? Ați spus că faceți un interviu, nu că vă bateți joc de mine în office-ul meu. Ce ați făcut dumneavoastră aici este o bătaie de joc la adresa mea. Pentru că, și nu vă dau voie să filmați în office. În momentul ăsta ștergeți absolut. Absolut. Deci din office-ul meu în momentul ăsta ștergeți absolut tot. Deci nimeni nu pleacă de aici, tradui. So, this is my office, it's about my person, in this moment you erase everything you filmed. I do not agree to take this film. Now erase everything, please. Now, I want to see. Okay. Yeah, because what you did here, it's a criminal. You are against the criminal law. Yeah? It's not murder, it's criminal law. Infracțiune, explicații pe limba lui. Da? Da? Deci dumneavoastră nu vă bateți joc de mine, nu-mi spuneți că mi-a adresat 3 întrebări și începeți să filmați prin biroul meu
fără să vă dau acordul, eu v-am explicat ce-i pe tabloul ăla. Nu v-am dat acordul să filmați aceste lucruri. Nu mi-aș cerut acordul. Eu v-am dat acordul să vă răspund la 3 întrebări. Și în acest moment închideți acea filmare pentru că e la mine în office. Acum la mine în office nu aveți dreptul și o ștergeți în momentul ăsta. Da, dumneavoastră acum No. Now you have to close because it's in my office. I do not agree. Close. No. Erase everything. Because it's my office. In my office, you know. No. In my office. No, if you are in my office. You are in my office. Yeah, okay. So erase everything. Erase everything now. Or. No. I don't care. This is my office. This is my office. You are not allowed to film here. I agree with you. I told you that I will answer 3 questions, not what you want. Not to film there or to film here in my office. You were showing them on the camera. No. I didn't show him. I explained to that lady this picture. Not to film. No. We agree with 3 questions. So, she told me she will get out. Now, this is an insult for me as a senator of Romania. And you will pay for this. You and this equip of Ray One. De ce? Nu vă accept scuzele. Vreau toată lumea să se legitimeze acum. I want to see your badge. Nu o să vă arăt legitimația mea pentru că eu sunt normal că am. Cine sunteți dumneavoastră? Doamna Șoșoac, eu m-am Cine sunteți dumneavoastră? Cine sunt jurnalistă. Așa, dați-mi vă rog frumos identitatea. Eu nu vă arăt. Dacă poliția vine, da, eu am. Nu, doamnă, sunteți la mine în casă. Sunteți pe proprietatea mea privată. Voi nu aveți dreptul să faceți nimic din ce nu vă dau eu voie. Aici e casa mea, doamnă. Deci este un cabinet de v-am primit în condițiile mele. 3 întrebări și trebuia să filmați întrebările, nu ce vreți voi prin office-ul meu. De aceea v-am și filmat. Nu, acum ștergeți absolut tot de pe cameră. Acum ștergeți. Nu, acum ștergeți, vă rog frumos, filmarea dumneavoastră. Deci așteptam să vină. Nu, doamnă, sunteți pe teritoriul meu. În momentul ăsta îmi ștergeți tot. Vreau. Deci chiar nu înțelegeți care e legea? Vreau, I want to erase everything. Yeah, now, because it's my office. This is my territory. You are not allowed to film everything you want. Yeah? And that woman insulted me. Yeah? That woman, I don't know her name. Who is she? We sent you. Who is that girl? Who is that girl? We sent you. I didn't receive that kind of message. You confirm me. So, who is she? She's the very famous Italian journalist. Okay, I'm the very famous senator of Romania. So, why? Don't yell to me. No, I don't yell to you. I ask you, why she insulted me? Talk with her, not with me. Because it's your equipe. She ran away. Why she ran away? To call Italian consul. Okay, so what? I don't give nothing for this. She is in my office. Ce înseamnă chestia asta? Cum vă permiteți să faceți chestia asta? Cum vă permiteți să vă purtați în halul ăsta cu un senator al României? Cine credeți că sunt eu? Eu nu v-am. Cum vă permiteți? V-ați spus că stați lângă mine să traduceți. În momentul când am spus că vreau să vorbesc în română, în momentul ăla doamna s-a ridicat și a plecat. Ce înseamnă chestiile astea? Dumneavoastră sunteți cea care a aranjat interviu, dumneavoastră plătiți în acest moment. Doamne, iar eu mă consider insultată de dumneavoastră. Eu am avut un aranjament cu dumneavoastră. 3 întrebări. Nu aveți dreptul să mergeți prin casa mea și să faceți ce vreți dumneavoastră. Doamne, aici e office-ul meu, eu fac regulile. Sigur, este dreptul meu de proprietate. Da, dar nu să filmați. Noi nu am început interviul. Nu aveți control? Dar nu sunteți cea care a inițiat? Nu, eu sunt un fiscal. Nu, doamnă, eu cu dumneavoastră am vorbit. Nu cu dânsul, nu cu dânsul. Nu am dat niciun acord, am dat acord pentru interviu. Unde este filmarea? Pentru ce ați filmat? Nu am primit așa ceva. Deci vreau. N-am primit. Deci, vă rog frumos, spuneți-i să șteargă acum toată înregistrarea. Deci nu voi permite așa ceva.
She asks you to delete. Dar nu se nu salvezi în coș. On that. Delete everything. Listen to me. I'm answering to you. No. This will. I'm answering your question. Excuse me. I'm answering your question. Leave me to answer. On this, okay. I have all that what I was filming in Bucharest. I don't care. No. You delete my part. I don't care. No. You are not allowed. No. I film you. This is will be a proof in instance because in court. Okay. I will not allow you to do this on television. Okay. My answer is, stop the discussion. My answer is I'm not going to delete what I feel. Okay, I will respect police and police will take you to the section. I didn't think he filmed now. What? I'm filming now. I don't know. Who like to check? Who understand this? I'm filming now. No, I don't know. No, come check. I don't know. I don't touch no, this. You said I'm filming now. I don't touch because now. your object. Yeah? It's your object. But this is my house. And you have to respect my rules. Don't discuss with me. Discuss with you. Yes, with you because you started to film. Everything I didn't allow you to film. We have an interview here with three questions, not everything you want. In Romanian. And in Romanian language. Le-ai spus că e în română sau nu? Ladies, unusual. Când la tine pe tot vorbim și spune, stați puțin. Doamna Șoacă a început să vorbească în engleză, da? Da. Asta nu înseamnă că dacă nu știm... Deci eu nu dădeam interviu, iubita mea. Noi vom vorbi... Deci eu nu dădeam interviu. Dacă eram la interviu, m-am așezat jos și am spus să începem interviu. Și eu v-am zis, sure, v-am zis sigur că încep. Așa, doamna, de ce a refuzat? Eu nu controlez, eu sunt un fix. Ba, doamnă, dumneavoastră sunteți cea care ați inițiat și ați intermediat. Ba da, am toate mesajele. De ce s-a ridicat doamna? Păi dumneavoastră mi-ați adus-o aici. Marea... Cine este doamna? Internațională, italiană. Și nu știe să se poarte. V-am trimis. Și nu știe să se poarte. Eu nu am primit nimic. Este o jurnalistă internă. N-am confirmat, iubita mea. Eu nu ți-am răspuns. Eu n-am vorbit cu tine azi. Am trimis și... Cum? Cine? Lucia Boraci. Am trimis și legitimația dumneavoastră. Legitimația nu am primit-o. Mi-ați confirmat, am mesajul dumneavoastră și mi-ați confirmat. Just write to Google Lucia Boraci. Just write to Google Lucia Boraci. Deci, cine v-am sunteți trimis, voi? Cine sunteți voi? N-am primit Lucia așa ceva, v-am spus că nu am primit. Lawyer or no? Deci, okay. Cine e Goraci, Lucia... doamna? Eu n-am auzit de atât Goraci. De extraordinare. Dă-i drumul. Lucia Goraci. Vă rog frumos, intrați pentru că am grave probleme aici. Lucia vă rog Goraci. Frumos, intrați, vă rog frumos. Lucia Goraci. Joi. Please. Bun, deci, bună seara, sunt senator Diana Iovanovici Șoșoacă. Poftim? Da, îmi pare bine. Dânsii sunt, așa zic, de la Rai 1. Doamna este cea care a intermediat interviul. Am convenit că vor fi doar 3 întrebări la care voi răspunde. Fără acordul meu au început să filmeze prin tot biroul. Nu este adevărat. Te vă rog frumos, e totul aici. Nu. Deci vă rog frumos. Au văzut acest tablou și le-am spus că este de la prietenii mei, de la românii din Italia și am început să le explic, le-am arătat și un sac. Noi am convenit să răspund la 3 întrebări. Domnul a început, tot începeau, să începi interviul. Dânsul se tot contrazicea cu doamna care a fugit, da, deși era aici, în casa mea, da? Bună ziua! Așa, deci aceasta este... Nu, doamna n-are voie, să iasă afară. Să iasă afară, vă rog frumos. Nu, aici e ofisul meu, dați-o afară, vă rog, nu are dreptul. Ieși afară. Get out. Doar vă rog, dați-o afară, nu are voie. Deci îi fac plângere. Deci vă rog frumos, it's my house, get out of my house. No, they are here with police. Doamna, vă rog frumos, dați-o afară de aici. Deci la rest... Nu, Silviu! Silviu, încetează! Dați-o afară! Stupid. Pe mine, păi voi luați pe soțul meu!
Domnule, deci ieși afară, ieși afară, ieși afară, nu, deci dai, deci vă rog să-i luați telefonul, luați-i acesta telefonul. No, you're not protecting us, we are media. I don't give a shit, you are a media. We are media, and you are not ready to complain with your government. Deci este în casa mea și a intrat în casa, n-ai voie să-mi filmezi casa, aud, n-ai voie să filmez casa, ieși afară de aici. Deci n-are voie să-mi filmeze casa. Deci vă rog să-i opriți aici pentru că e posibil să-mi fi furat ceva din casă. Deci îi opriți acum că e posibil să fi furat. Nu-i lăsa să plece că e posibil să fi furat. Deci îi opriți pentru că mi-au furat ceva din casă, sigur. You are innocent. You came in my house and you insulted me. They are kidnapping your office. She kidnapped us. What she kidnapped us? Kidnapping my office. You enter in my office and you. Nu, nu, deci vă rog frumos, nu le dați voie să plece. Au filmări cu mine cu care nu le-am permis să plece. Deci au filmări. Domnul polițist, luați-le filmările, vă rog frumos. Vă rog, n-au vrut să se legitimeze. O să legitimăm noi, o să stabilim identitatea. Vă rog. Media. I am a senator, you are a media and you have to respect everybody. Finally. Deci vă rog frumos, toate filmările le vreau de la ei. Deci vă rog, nu-i lăsați să plece cu filmările mele. Deci vă rog frumos, pentru că și-au bătut joc. Sunt colegii afară, după cum ați văzut, să vorbeați cu ei mai înainte. Sunt după aia afară? Nu, colegii.